Fii curând, Dumitru. Da. Mă învârteam prin curtea înghețată și lunecoasă a spitalului, așteptând-o să iasă. Când am văzut o haită de maidanezi înconjurând o veveriță, când am văzut o veveriță țopăind în mijlocul unei haite de câini, turbați care strângeau cercul, care clănțăneau și lătrau de mama focului și se repezeau să o înhațe de piept și de picioare și ea țopăia în mijlocul lor ca un dansator pe sârmă. Și ei erau tot mai mulți. Apăreau noi și noi maidanezi, noi și noi maidanezi din toate colțurile curții spitalului de hematologie. Alergau din toate părțile cu boturile în vânt și scălălăind vesel, le mirosea a carne de veveriță. Dădeau năvală ca la nuntă, înconjurând veverița și repezindu-se s-o muște. Deja n-o mai vedeam. Erau așa de mulți că n-o mai vedeam. Dintr-o dată au amuțit și s-au împrăștiat cu cozile încovrigate. Și când m-am apropiat cu picioarele alunecându-mi în toate părțile, nu am mai văzut nici urmă de veveriță, doar câteva floace de păr roșcat și câteva urme de sânge și în rest nimic, de parcă ar fi dispărut în aer. Zoia Gheorghevna ieși din clădirea spitalului cu fața scăldată de lacrimi. Privirile stinse și reci, mâinile amorțite și livide, atâtea lucruri neclintite în jurul ca niște melci. În camera ei un tropot de pași neîncetat, în casă e un frig ca de cleștar, e întuneric, dar ea de câteva luni n-a mai coborât din pat. Mă apropii în vârful picioarelor, de ușa ei împodobită de sus până jos cu spini. Într-adevăr, ea stă pe pat, culcată pe o saltea de mărăcini, seamănă cu o dâră de apă plată, pe care o torni într-o cană spartă. Mâinile ei chircite sub plapuma înroșită, niște crengi de pe care toate frunzele au căzut. Mâinile ei sunt goale și negrite, ca niște ferestre sparte de lut. Preț de câteva clipe, i-am luat o mână în palmă. Nu s-a trezit din somn nici acum. Parcă aș fi ținut în palmă un fulg de zăpadă, care cade în aceste clipe prin fum. Brațele ei găurite de arcele seringilor sunt moi ca o pernă de puf. Parcă aș fi mângâiat apa curgând în râu sau gemetele ce se înalță în văzduh. Ea suspină și plânge în somn, nu te teme, pe față-i curg petale de crizanteme. Trupul l-au scos pe fereastră, trei ciocli fără glas. În camera unde a suferit luna aceasta, nimic n-a rămas. Nimic mai mult în camera în care a suspinat atâta decât trupul ei nevăzut, pe care l-au scos afară cu bâta. L-au scos afară pe targă, trupul ei scund, și au vrut mâinile în țândări să-i spargă și să-i arunce ochii în prunt. Cei trei ciocli și vremea de seară n-au reușit să-i scoată și tăcerea afară. Altădată deschideam ochii și o vedeam în fața mea. Închideam ochii și n-o mai vedeam. Acum închid ochii și o văd. Îi deschid și nu mai e. Mulțumesc!